Hello! Ciao! Vreau să-ți vorbesc în videoul acesta despre puterea care se află ascunsă în furie. Furia este un catalizator extraordinar în momentul când renunțăm, când ne eliberăm de tendința de a judeca furia, considerând că este negativă, este rea și că e asociată doar cu tot ceea ce înseamnă agresivitate și violență. Paradoxul e că furia conține în ea un potențial deosebit pentru vitalitate, forță, sexualitate, energie și îndeplinirea obiectivelor și trăirea scopurilor noastre adevărate. Sentimentul acela că trăiești cu adevărat, dar avem nevoie să eliberăm din corp acele blocaje care ne țin prizonieri furiei. Mulți abordează tema aceasta prin eliberarea de convingeri limitative, prin chemarea anumitor îngeri, entități, ca să alchimizeze emoția furiei sau orice alte metode prin care de fapt nu accesezi cu adevărat starea. Nu zic că ele nu funcționează, poate să funcționeze pentru anumite persoane, dar consider că e important să alchimizezi efectiv starea, să o trăiești cu adevărat și apoi să-i dai drumul. Așa că vă invit să faceți această tehnică de transformare a energiei ascunse din furie, urmând acești trei pași. Primul pas, prima etapă este respirația activă, respirație de foc. Și se face în felul următor, se respiră pe nas, într-un mod accelerat, cu focus pe abdomen și abdomenul relaxat. Și se începe. Ok. Etapa asta poate continua undeva între 2 și 3 minute, cât simțiți voi, până când vă simțiți vitalizați, energizați, gata de acțiune. Da? Apoi vă focusați pe un moment delicat în care v-ați simțit trădați, loviți, abuzați, fizic chiar, și nu ați putut să reacționați așa cum vă doreați. Și în momentul respectiv ați înghițit furia în voi. E important în etapa asta să o scoatem afară, da? Să o scoatem din corp. Ia unde e? Undeva în abdomenul nostru. E înmagazinată. În momentul când se activează furia, în mod normal ea crește, se duce către gât și ne exprimăm prin voce, prin a folosi cuvinte care exprimă furia și apoi prin ochi și prin brațe. Da? O dăm afară. Asta este circuitul normal al energiei furiei. Pentru că ea este întotdeauna spre în afară și nu spre interior. Așa cum ar fi poate tristețea sau durerea care se duc spre interior. Ok, deci cum facem? Ne concentrăm, ne ducem în acea situație cu gândul, cu emoția, cu tot ce suntem. Luăm o pernă puternică, solidă, da? Nu din aia de rață, de moale. Și ridicăm brațele sus. Da? E important să ne folosim de brațe și respirația să vină din abdomen. Inspirăm și începem și lovim. Da? Să facem asta cu tot corpul, în care din această energie din abdomen, odată ce am respirat și am făcut respirația de foc, se activează și mai mult puterea din noi și ne ajută în procesul de eliberare a furiei. Ok, deci. Ha! Foarte important să folosiți brațele, da? Ha!
activă, în forță. E important să faceți asta, poate 2, 3, 5 minute și să intrați în emoție. S-ar putea furia să se transforme în durere, în tristețe, în alte stări care sunt, de fapt, mai adânci, sunt ascunse. După ce am făcut asta, următoarele 3 minute, ne oprim. Când simțim că s-a descărcat emoția, ne oprim și ne așezăm cu spatele drept și observăm, doar atât. Închidem ochii și ne observăm stările. Observăm energia eliberată din furie. Toată atenția doar către noi acum. Respirația normală. Și faceți asta iar câteva minute, 2-3 minute. Verificați și observați cum vă simțiți. Dacă au apărut eliberări, conștientizări, reașezări, poate e momentul să vă opriți. Dacă simțiți că mai e nevoie, mai treceți printr-o încă o rundă de respirație, exprimare a furiei și stat în liniște. Deci ăștia sunt 3 pași. Vă invit să-i practicați, să exersați, să scoateți emoția și chiar dacă uneori nu simțiți multe lucruri, pur și simplu începeți prin respirația de foc, ea o să activeze starea și apoi lovirea cu putere a pernuței, pernei, în momentul acela începe să iasă la suprafață emoția. Fake it till you make it. Da? S-ar putea să nu fie de la început așa mult charge de emoție, de furie, dar făcând asta, o să iasă la suprafață și o să vă descoperiți extraordinară vitalitate în voi. Vă sugerez să faceți asta de 3 ori pe săptămână, ca o practică de sănătate. Vă pup, o zi frumoasă!